Între Sibiu și Takayama există o colaborare mai veche de pe vremea când voluntarii japonezi au început să sprijine Festivalul Internațional de Teatru. Unul dintre acești voluntari chiar a rămas în Sibiu, a urmat cursuri la Universitatea din orașul nostru, iar acum este actor la Teatrului Național Radu Stancă. Cred că documentul oficial care va fi semnat astăzi întărește și atestă o relație foarte frumoasă între două orașe, între două culturi, între două comunități. Acesta pune bazele colaborării dintre cele două orașe și în alte domenii, cum ar fi cel al turismului și cel economic. Acum e oficial, Sibiu și Takayama sunt orașe înfrățite, iar colaborările se vor intensifica. Pentru noi această înfrățire este foarte importantă, are o valoare simbolică deosebită și cred că pentru viața culturală din orașele noastre va avea și o valoare practică deosebită. Pare, hontoni utsukushii kono Sibiu. Este o fată mare onoare și un lucru extraordinar de semnificativ, faptul că, dincolo de timp și spațiu, două orașe care sunt considerate foarte frumoase în țările lor, Sibiul, respectiv Takayama, au ajuns să devină prieteni. Am convenit că această înfrățire este un aspect foarte important pentru orașul nostru. Vreau să profit de experiența dumneavoastră ca un frate mai mic. Sibiul mai este înfrățit cu alte 11 orașe. Colaborarea este mai activă cu orașele Marburg, Deventer sau Rennes.